grasele, 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 grasele. Păi iată, meu obez. Măi, mamă, ești cât un purcel. Ești cât un purcel. Unde e mingea? Unde e mingea, Grigore? Unde e mingea, mama? N-ai mâncat-o, nu? Mama, n-ai mâncat mingea. Unde e? Noloc, noloc, noloc. Unde e mingea? Să tot fie vreo jumătate de an de când am zis că ne ocupăm de setul ăsta de scaune cu măsuță, fără cafeluță, cu băncuță, să fie și ele un pic mai prezentabile. Ele n-au fost cumpărate de mine, de noi, au rămas aici în grădină de la foștii proprietari, care probabil n-au știut nici ei prea bine ce să facă cu ele, iertați cacofonia, pentru că nu sunt în cea mai bună condiție. Și eu v-am și întrebat la vremea aia ce părere aveți, eu credeți că ar merita să ne implicăm într-un proces de genul ăsta, de restaurare, de aranjare, sau mai bine le punem Dumnezeului pe foc și scăpăm de ele. Și mi-am amintesc că a fost 50-50 așa reacția voastră, adică o parte a zis, nu, ocupă-te de ele, că poate ieși ceva frumos. Au fost câteva fete chiar care au venit cu o idee bună de tot și au zis că pot să pun ghivece cu flori pe acolo. Alții au zis, dă-le boale, ia-ți unele ca lumea, zdravene, că sunt vai steaua lor. Și cred că fiecare are dreptate pe alocuri pe undeva. Oricum, cert este că nu ne-am apucat. Deci, iată, le-a venit frigul, să zicem că ar fi o scuză și nu ne-am apucat de ele, deși am cumpărat la vremea respectivă kit, bețe de alea ce avem nevoie pe acolo ca să le avem nevoie, deci înțelegeți, da? Bufantul mai degrabă să le facă, eu nu mă pricep, dar intenții bune am și atât cât pot să-l ajut, îl ajut. Mai departe ține mai mult de el. Dar am luat bețe de alea, știi, ca să le refacă pe cele care sunt rupte, roase de vreme, mâncate, probabil. Vopsea la fel avem, numai că nu s-au legat efectiv lucrurile și ne-am ocupat cu altele. Centrală, de exemplu, văruit, scară și altele de genul. Însă, ele s-au dovedit a fi foarte utile, trecând de cea de-a doua cafea a zilei mele, că am mai băut una azi de dimineață, pentru că aseară am luat cina exact aici. Au fost mai mult decât bune și chiar dacă n-am avut pernuțe, nu sunt ele cele mai confortabile fără pernuțe, dar așa cum le vedeți, deci exact așa au rămas de aseară pentru că am mâncat aici în curte și a fost senzațional. Vremea și astăzi este superbă, e zi de vară, deci nu e primăvară în nicio formă, se simte fix ca o zi de vară, se anunță astăzi o maximă de aproape 30 de grade, ceea ce, hai de viața mea, pentru mine este mană cerească. Și a fost superb, am avut un apus splendid, aici am făcut un grătar cu salată, cu fructe, cu băutură și am stat noi doi așa cu căței și a fost senzațional. Mi-ar plăcut să fie și pisicile, dar da, nu se poate cu grașii din dotare pentru că le-ar fi mâncat, probabil. Deci câinii cu pisicile nu se amestecă. Dați-mi voie să mă așez, să mă înfrupt din cafeluța minunată și să stăm la povești. Până dimineața! Mă rupe soarele și nu că-mi displace în vreo formă, doar că o să stau cu ochii așa pentru că este fix în fața mea și, te rog, mi-am turnat o tonă de SPF pe față, pe gât, pe mâini, pe aici n-am prea, dar ce-i drept nu prea dau eu în zonele astea, dar chenarul ăsta l-am încadrat bine de tot. N-am avut chef de niciun tuș astăzi, că mi-ar fi luat un pic să mă pictez, dar am ținut-o așa la minim, am zis doar să mă aranjez cât de cât, că îmi place să fiu acolo, măcar un minim, chiar și când stau prin casă. Și uite, asta este o roche pe care n-am mai purtat-o clar de anul trecut. Mă uitam la ea acum când alegeam cu ce să mă îmbrac și mi-am amintit că este o roche pe care am luat-o în pandemie. E de la H&M, din colecțiile alea ale lor, alea mai speciale, Conscious Collection, nu știu ce. Și poate vă și amintiți din vremea respectivă că țin minte că făcuseam haul cu ea sau v-am arătat-o printr-unul dintre multele vloguri pe care le-am filmat în casă în vremea respectivă când eram închiși, era destul de nasol, dar de fiecare dată când o văd, mi-aduc aminte de perioada aia, parcă văd canapeaua din sufragerie, parcă văd varul ăla cum era luat exact în zona în care se ciocnea, canapeaua de perete și masa din față și cărțile și pisicile și acum avându-l pe Grigore în fața mea care se joacă cu o mingiucă și verdele ăsta așa mult, nu știu, parcă s-a schimbat foarte mult. Deci viața mea de atunci și până acum s-a schimbat foarte, foarte mult. Uitându-mă așa în jurul meu, chiar nu știu cu câte mâini sau guri sau gânduri să mulțumesc Universului pentru că, uite, acum dacă ferească Dumnezeu, dar zic așa, dacă ar mai veni o pandemie sau ar mai fi o chestie de genul, cred că mi-ar fi mult mai confortabil. Pentru mine a fost foarte nașpa perioada respectivă, v-am și povestit în vremea aia și unul dintre lucrurile care m-au ținut cât de cât zdravănă și
fără să o iau cu capul, a fost tocmai că am avut activitatea asta, că am filmat în mod constant, făceam poze prin casă, mă întinsesem pe acolo cu toate fundalurile mele, foto, cu recuzită, cu toate cele. Și cred că elementul ăsta creativ m-a ajutat foarte mult să trec peste perioada respectivă. A fost nașpa. Eu, din fericire, n-am făcut. Deci, sau dacă o fi făcut, la COVID mă refer, nu am fost, am fost asimptomatică. Asta cred că este termenul corect, dar n-am avut asta. Însă a fost destul de nasol, pentru că am o familie cazuri și am și cazuri care au intrat, n-au făcut, dar au intrat foarte în contact, adică am cadre medicale în familie care au intrat foarte în contact cu bolnavii și era o temere și o chestie de asta, o tensiune constantă care mă apăsa din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, și din fericire a trecut și a trecut cu bine. Dar acum, nu știu, poate că e un sâmbure de adevăr și în povestea aia cu tot rău spre bine. Una peste alta, pentru că nu vreau să vă întunec sau ceva, este glorioasă ziua. A înflorit grădina în atât de multe puncte. Sunt cireșii roz înfloriți. Uite, poate vă duc să vă arăt. Sunt niște cireși acolo înfloriți după ce i-a ciopărțit bufantul, i-a făcut cum trebuie. Copacul ăsta, care nu știu cum se numește, dar vreau să vă arăt pentru că are niște floricioace. Deci are niște flori mov, așa. N-am mai văzut. Nu știu cum îi zice, este cel mai mare din toată curtea. Este o superbitate și mă bucur teribil că este aici, în curtea mea. Pentru că mai sunt câțiva de la vecini care însă și-au revărsat crengile în curte, în curtea mea, și-au revărsat crengile, deși nu sunt copacii mei. Și mă optic un pic așa și vreau să fie tot la mine aici, dar ăsta chiar e proprietate balabaniană. Și să vă arăt ce flori are, poate dibuiți voi cum le zice, că m-ați ajutat în vlogul trecut când v-am arătat tot așa floricelele alea din grădină, v-am întrebat cum se numesc, că habar n-am. Grasele, hai la mama! Gâfâi e grăsan, nu? Ești un gras. Este, da. Și mi-ați lăsat voi în comentarii, parcă muscalii, dacă nu pun accentul corect, îmi cer scuze, nu știam, n-aveam nici cea mai mică idee, eu mă dusesem, eram departe, prânduje, nu știu ce ziceam acolo, niște aberații, eram pe lângă total, dar am văzut mai multe variante și mulțumesc tare mult că mă ajută informațiile astea și dacă le repede suficient de multe ori, bag și eu la cap ca să știu pe viitor. Nu vă mai zic câte păpădii sunt, deci a înverzit iarba, evident. Și pe lângă asta sunt o groază și o groază de păpădii și îmi plac de mor. Deci nu vreau să le tai, nu mai știu cine mi-a zis că scapă de ele, dar mi se pare atât de frumoase, că galbenul ăla care sare așa, răsare, pâlcurile astea sunt senzaționale. Și chiar am cumpărat gazon și cu puțin noroc îl și plantăm astăzi, că sunt multe porțiuni unde orică n-o fi crescut, orică n-o fi fost pus, nu știu, nu mă plâng de verdeață, deci clar curtea are verdeață ca lumea, fără să-i fi făcut noi ceva, că de la mutare până acum, nu pot să zic că am făcut ceva pentru grădina asta, cred că a fost asta și bucătăria, au fost lăsate efectiv așa, n-aș zice neglijate, că na, o curățenie faci, dar nu la asta mă refer. Zic de, na, plantat una alta, greblat, nu știu, tuns gazon sau altele de genul. Și de astea chiar nu ne-am ocupat deloc. Dar am de gând să facem asta. Și ce mai vreau să fac? Nu mai știu, cred că v-am arătat eu ceva, dar iarăși nefiind o prioritate, n-am intrat foarte mult în detalii cu voi, că este un soi de bucătărioară de vară așezată aici, unde am filmat mai devreme cu Grigore cadrele alea. Am vrut inițial să mă așez acolo ca să fiu cu spatele la soare și în felul ăsta să nu mă vedeți așa, dar până la urmă dăm toată vitamina D, lasă-mă aici că e ok. Bucătărioara aia de vară, sigur v-am arătat-o și cred că și în timpul vlogmasului sau oricum la Friguștean, că am mai făcut noi focul acolo. Cât un grătar, ceea ce am făcut și aseară. Și n-a fost ea foarte mult folosită, fiind în aer liber, fără încălzire, deși are apă trasă, curent electric, prize, pot să stau liniștită să lucrez acolo, dar nu prea am folosit-o noi, în principiu că a fost mai degrabă frig. Dar acum, mă tot uitam la ea aseară când a făcut bufantul grătarul, am făcut eu o salată pe lângă și ne-am făcut veacul acolo, și mă gândeam că până când ne vom ocupa de bucătăria casei, care v-am mai zis, o va rămâne probabil ultima, asta ar putea, aș putea să mă ocup de ea. Adică trebuie un pic bibilită, nu o să fie sub nicio formă o chestie foarte amplă, adică nu e de mobilier, nu trebuie bucătărie modulară sau cine știe ce, dar mă bate gândul de niște rafturi frumoase,
Ar trebui date jos corpurile care sunt lăsate de la foștii proprietari. Mă gândesc să pun niște perdeluțe și vă duc acolo imediat ca să și vedem toate detaliile astea. Dar ea este superbă, numai așa cum mă uit la ea. E foarte simplă, nu e o chestie prea luxoasă, elaborată sau ceva de genul. Mi se pare foarte simplă, dar e frumoasă ea așa ca formă și care o iederă, nu cred că iederă, sunt multe plante care cresc pe ea cumva și e umbrită, protejată, deci arată super bine. Și acolo e cuptorul unde face bufantul grătarul și este și o mică sobiță undeva. Și cred că asta poate arăta foarte, foarte frumos, dar trebuie un pic bibilită. Și până când îi va veni rândul ăleia, mi-am propus ca vara asta să ne facem veacul pe aici, mai mult decât până acum. Vedeți, la mine deja este vară. Ce mai contează că nici n-a trecut bine martie, eu deja o văd ca fiind vară. Dar mă gândesc că măcar vreo 5 luni, dacă nu 6, de acum încolo, ar putea să funcționeze foarte bine. Și tot pentru grădină, am eu așa niște planuri cu ceva fier forjat. Adică am văzut niște foișoare, nu știu dacă e termenul corect chiar, sunt un soi de construcții așa cu niște cupole, nu foarte mari, două persoane, să zic trei maxim, care încăpea acolo, care nu te protejează de ploaie, de vânt, n-au rolul ăsta, dar sunt foarte estetice, sunt foarte frumoase, cu niște modele interesante. Și la fel niște băncuțe am văzut de fier forjat, măsuțe, scaune. Cu ochiul, ideea asta de multă vreme, aveam gând chiar de anul trecut, dar exact din același raționament că au fost alte priorități, a venit frigul și nu i-a mai ars nimănui, le-am lăsat undeva în spate. Și mă uitam acum la umbrele de plajă, mă uitam la șezlonguri, mă uitam la, exact ce v-am zis, băncuțe și alte de astea. Mi-ar plăcea să amenajez un pic mai mult zonele astea din grădină, să pun într-adevăr niște măsuțe frumoase și cu scaune și așa mai departe, că astea ele sunt ok și nu cred că o să le arunc. Mă uit la ele, uite cum stau acum, n-am niciun fel de problemă. Da, sunt vai steaua lor, e adevărat, dar undeva într-un colț pot sta, măcar că mai depozitez vorba voastră, mai pun niște flori ceva. Dar aș vrea să amenajez și un colț așa care să fie cum îl vizualizez eu, cu plante, cu două grasule, tu cu mingiuca. Plante, ghivece, îmi doresc o felul de arbuști, luminițe, nu știu dacă vreau pitici de grădină, sunt eu deja, nu știu dacă mai este cazul și de pitici, dar am văzut de-astea pe Pinterest la gagici care au, nu știu cum, copăcei, alee, pietricele, deci am intrat într-o fază a grădinilor, de la Bufetescu, Dulăpescu și alte astea, am intrat într-o fază a grădinilor, care pentru mine este completamente nouă, deci nu m-a interesat subiectul ăsta. Mi-a plăcut să văd la alții, dar nu pot zic că m-a interesat vreodată să am eu gânduri de landscaping, dragă, și să punem gazon. N-a fost o prioritate niciodată. La Buzău, mama s-a ocupat întotdeauna de asta, frate mi-și Lola îi pasă maxim. Ah, și uite, chiar au fost ieri la mine. În sfârșit, au fost mama și frate mi la mine. Și n-a stat foarte mult, câteva ore au venit așa în vizită, i-a mai dat mamei din lucrurile pe care le-am pregătit undeva, că eu îi fac când ne vedem, are așa niște cutii. Mama întotdeauna pleacă foarte încărcată de la mine, cum plec și eu în general când mă duc la Buzău, numai că e un pic diferit, eu plec cu mâncare de acolo, că chiar dacă am depășit de mult faza, eu în continuare sunt studentul care vine cu borcanele de ciorbă, cu prăjituri și toate cele, mâncarea acasă e sfântă, de acasă e sfântă. Mama când pleacă de la mine, pleacă cu creme, rimeluri, farduri, chestii de genul ăsta care vin în pachetele alea de PR și îi dau din ele pentru ea. Mai are niște fete pentru care pregătesc tot așa haine, încălțăminte, lucruri pe care eu nu le mai port, lucruri pe care vi le-am mai zis de multă vreme, fac chestia asta și le dau. Știe a cui să le dea, sunt niște fete care au nevoie în principiu și se bucură la ele și tot așa cu chestii care poate nu mai îmi folosesc sau nu sunt folosite așa cum ar trebui. Și pe lângă asta i-am dat lustrele care erau în sufragerie, înainte spunem candelabrele frumoase, mai țineți minte că erau niște lustre așa maronii, care nu sunt urâte, dar nu se mai potrivesc cu cei acolo, și tot așa aplicele alea care erau pe perete în locul celor pe care le-am montat, vi le-am arătat? Nu știu dacă vi le-am arătat pe alea cu aur și cu verde aici, adică cred că vi le-am arătat pe Insta, dar nu cred că le-ați văzut. Haideți că intrăm în casă, că oricum vreau să vă mai arăt câteva chestii, mai stăm un pic, mai bucurăm de asta și după aia vă arăt ce și cum. Vitraliile alea care erau pe scară, tot așa i le-am dat, poate nu e termenul cel mai corect, vitralii, dar știți că erau niște geamuri cu flori acolo, înainte să rezolve cazul faimosul domn Florin.
erau alea încastrate cumva în perete și am zis că eu vreau să le dau jos, că vreau să pun tablouri și le-am dat mamei care se va ocupa de ele și tot așa mici acareturi de genul ăsta care pot fi utilizate, adică nu sunt de aruncat. Nu sunt lucruri de dat la gunoi și probabil că în viitorul apropiat o să văd cum facem cu un transport un pic mai mare, adică o mașină mai mare, pentru că mai sunt anumite piese de mobilier pe care vreau să îi le dau, că sunt bune, nu sunt de lepădat, dar nu și-au locul. Nu se potrivesc, sunt din cele lăsate de foștii proprietari care și-au făcut treaba, câte o masă, câte o comodă, câte, nu știu, patul, de este un pat pe care eu nu-l folosesc, nu-l, ăla din piele, dacă știți despre ce vorbesc, care nu e pe stilul meu și e utilizabil, adică nu e un lucru de dat la gunoi, așa că o să-l trimit și mai departe vede mama ce face cu el, dacă e de păstrat, dacă la fel îl dă unor oameni care sigur îl folosesc mai mult decât l-aș folosi eu. Și asta o să fie cândva în viitor. Biroul, la fel biroul meu de la IKEA, pe care l-am abandonat complet de când a venit frumosul ăla, de care să știți că sunt foarte mulțumită, ăla de la MobExpert, foarte mulțumită, am rămas cu el și în fiecare zi îl ating, stau la el, lucrez, chiar și astăzi am niște chestii de făcut, deși e weekend, dar este o plăcere. Camera aia și mai nou grădina sunt zonele mele preferate din casă. Și da, au fost aici, am stat la o cafea, s-au mai uitat, s-au mai plimbat, fratele meu mai știe, așa că fratele meu a fost mai des la mine, dar mama n-a mai venit de mult, mai zisesem eu, așa că am tot amânat, a zis că vine, n-a putut, a zis că vine, n-a putut, tot așa și în sfârșit și a făcut timp să vină și a fost tare fain. Chiar am putut să ne bucurăm de natură cu vremea asta atât de plăcută. A fost minunat să stăm la o cafea în grădină și mi-aș dori să vină un pic mai mult, mi-aș dori să stea mai mult. Poate vine bunica mea, că vorbeam despre asta, că n-am mai plecat de mult pe nicăieri. Și cred că din decembrie, de la începutul decembrie, când a fost haosul ăla cu vlogmasul, cu calculatorul care s-a stricat și așa mai departe. Și uite, s-au schimbat foarte mult, nu doar mediul, dar s-au schimbat mult prioritățile. Anul trecut și mai ales cred că anul 2022 a fost cel mai călătoricios al meu dintre toate. Aveam perioade în care, mamă, hai, unde mai mergem, ce mai luăm, nu știu, un city break, ceva, unde plecăm, să vedem, să ne plimbăm și așa mai departe. Acum, din mai multe puncte de vedere, nu prea mai e așa. Adică, iată, este gata aprilie și ne gândeam dacă o merge undeva, nu știu, poate prin mai, de ziua mea, la vară, dar nu mai sunt cu aceeași frecvență. Unul la mână pentru că prioritățile... Hai la mamă! Iubire! Prioritățile sunt altele. Finanțele... Mulțumesc, mama! Finanțele sunt altele, pentru că ce bani am dat acum pe o călătorie, o scară, un glet, grădina făcută pe aici, toate astea, cheltuielile s-au dus într-o cu tot o altă zonă. Și pe lângă asta, cum să vă zic, nu mai îmi vine să plec, pe cuvânt. Deci mă simt așa de bine, așa de liniștită, că am spațiul ăsta, curtea asta, că am animalele mele, că bag cheia, nu știu, și că sunt la mine și nu mă simt în vreo formă datoare. Pentru mine asta a fost o chestie foarte apăsătoare. Uite, suntem la vlogul confesiunilor. A fost o chestie foarte apăsătoare, că de când sunt în București, eu am fost constant datoare la oamenii cărora le-am plătit chirie și nu că m-au asuprit în vreo formă, că întotdeauna am fost punctuală, n-am întârziat amoroare de datorii, întotdeauna achit. N-am fost niciodată omul care se întârzie cu chiria sau ceva de genul, dar eram în casa altuia și știți că vă ziceam că aș vrea și eu pe aici să bat cuie, să nu știu ce, nu pot să fac chiar câte vreau eu, că nu sunt la mine în casă. Aici aș vrea așa, dar nu pot să, că nu sunt la mine în casă. E, acum că nu mai am chestia asta, nu știu dacă m-am obișnuit 100% cu ea, dar oricât de fascinant mi s-ar părea nu știu care loc și cât de mult m-ar interesa și da, partea mea călătoricioasă încă e acolo, încă vibrează și își dorește, dar oricât de mult m-ar atrage niște locuri, tot, cred că tot mai bine și mai bine mă simt știind că bac e ambroască, am ajuns acasă, sunt la mine și e locul meu, e la mine și curtea asta și sunt animalele și nu știu, nu mai văd cu aceiași ochi plecatul, călătorit, nu mai simt chemarea aia, atragerea aia, haide să plecăm, să... Cu toate că, mi-o doresc în continuare, dar nu mai este la aceeași intensitate, asta încerc să zic. Și vorbeam, ca să mă întorc de unde am plecat, că e un cerc așa, stați la povești cu mine până mâine, dacă îmi dau drumul la gură,
Vorbeam cu mama că poate vine bunica mea atunci când va fi să plecăm, așa cum a fost și în decembrie. Ca regulă generală, eu dacă plec de acasă, având și atâtea animale, nu rămâne casa niciodată nesupravegheată. În cel mai rău caz, vine Vicky din când în când la animale, din când în când însemnând azi mâine, adică nu stă. Dar acum vin și mai multe animale, nu mai e ca atunci când eram la bloc și erau doar pisicile, fiind acum și câinii, nu prea mai e în regulă, așa încât în decembrie când am plecat în Austria a fost bunica mea tot timpul aici și acum vorbeam când o fi să plecăm, să vedem, poate am găsit niște bilete, ceva, dacă o fi, că ceva trebuie să fie, să vină ea, să vină să stea aici, are curte, se descurcă, adică, și sunt și eu mai liniștită știind că e tot timpul cu ei și oricum știți cum e când vin la ai noștri acasă, găsești mâncare curată, toate cele și e cel mai bine așa. Dar în rest toată lumea e bine, e liniște, sunt sănătoși, bunica mea e ok și a avut niște probleme de sănătate, știți că vă ziceam eu cu perdelele, că tot îmi spunea cineva că, cred că în vlogul anterior a fost un comentariu în care îmi spunea cineva că sunt frumoase, dar sunt șifonate, mail-uri, sunt șifonate și că n-arată bine. Sunt de acord, dar i-am și răspuns persoanei în cauză că ele trebuie scurtate întâi. Deci n-are niciun sens ca eu să mă apuc să le calc până la momentul la care nu vor fi scurtate și duse la lungimea care trebuie. Așa că vor sta șifonate deocamdată, nu se dărâmă pământul, nu se întâmplă nimic dacă stau șifonate, dar eu am vrut să le scurtez de acum ceva vreme, de când le-am luat, și ăsta era planul, să le duc la Buzău. Bunica mea are mașină de cusut, mi le face cum trebuie și rapid, dar a avut niște probleme de sănătate pe care le-a depășit din fericire și când mă duce data viitoare, mă duc cu ele, mi le face și am terminat bâlciul. Și atunci o să le și calc și o să le așez frumos și o să arate cum trebuie. Până atunci n-are niciun sens. Deci e foarte bine, ceea ce mă bucură teribil, că astea cu sănătatea sunt cele mai crunte dintre toate. Da. Și ăsta este stomacul meu care a simțit nevoia să cânte puțin. Vii la mama un pic, răsule? Grigore, hai la mama. Haide-te, băiatul meu, cred că e leșinat de calcul blana asta pe el. Ce faci, mă, puiule, mamă? Ce faci, mă, mamă? Uleu, cât apurcerul ești, măi, mamă. L-am trecut pe... Atâta vă mai zic, după care îmi beau cafeaua și mergem în casă. Da, iubitul, mamă. L-am trecut pe o hrană specială. L-am trecut de multă vreme, nu de acum, dar nu prea văd să funcționeze. Pe o hrană specială pentru câini supraponderali. Și acum, mai ales că a venit căldura, încerc să-l alerg cât mai mult, să-i arunc mingea, să-l scoatem, să facă mișcare, pentru că este grăsan. El oricum a fost de când l-am luat. Mama, rog să ne iertați, că suntem mari și grași, opa, și entuziasmați. Grasule, grasule, el oricum a fost... Măi, mamă, mă, iubire, mă, uite ce ai făcut, stai cu mințel. Viața cu broscoi. El oricum a fost un grăsan de când l-am luat. El a fost un câine care a avut stăpân. Și din fericire pentru el n-a stat mult în adăpost. Ha, mi-a vărsat jumătate din cafea. Aia e. Bine că avem măsuță care suportă. Spuneam că din fericire pentru el n-a stat mult în adăpost. A avut stăpân, stăpânul a decedat și după a fost o conjunctură de asta tâmpită în care, mă rog, familia nu l-a mai vrut. În fine. Și l-au dus la adăpost și n-a stat mult acolo și tocmai pentru că n-a stat mult avea la momentul la care l-am luat probabil o greutate foarte apropiată cu cea pe care o avea el când încă îi trăia stăpânul, așa că n-a fost un câine subnutrit sub nicio formă, n-a fost un câine traumatizat de experiența, cred, sper, de experiența adăpostului și a avut noroc, adică a ajuns aici de când, nu știu, septembrie, când a fost când l-am adoptat. Eu oricum nu-i hrănesc excesiv. Au port dimineața și seara și poate mai primesc așa câte un snack din când în când. Nu le dau multă mâncare, dar el are regimul lui special, cum are rumbul pentru rinichi, așa are el regimul lui special de hrană și încerc să-l alerg să facă cât mai multă mișcare pentru că este supraponderal, deci este un câine grăsuliu, așa, e și stufos, e și pufos, dar este dudulan, spre deosebire de Patrocle și Florică, ce sunt perfect ok. Cu Florică în continuare n-am niciun update. E un câine fericit. Na, se joacă toată ziua cu Patrocle, stau la soare, aleargă, urlă la fiecare mașină, la fiecare bicicletă care trece. Iar el funcționează după același sistem. Așteaptă să ne îndepărtăm din momentul în care vede că i-am lăsat mâncarea și când se simte el în siguranță, pac, mănâncă. După care își văd de treaba lor acolo.
Și există aceeași separație de la începuturi, în sensul în care curtea e separată cu un gard, așa ca Patrocle cu Grigore să nu se întâlnească, pentru că nu e bine ce se întâmplă. Așa că evităm situația. De asta sunt aici doar cu el și fac naveta, când cu unul, când cu altul. În fine, haideți, termin cafeluțul, vă arăt pe aici ce voiam să vă prezint cu grădina, mergem în casă, povestim, vrem să facem pizza astăzi, s-a apucat bufantul, a făcut o mică parte din a luat acolo, două pizze de fapt pentru fiecare dintre noi, plantăm și gazonul, ne simtem bine, mergem să spălăm mașina dacă o mai avea timp și de asta, mai am și un pic de lucru, deci suntem așa pe cileanu, pe relaxare, ceea ce sper că este și la voi în ziua asta superbă! Nu mai pun mâna. Uite măi, ăsta este copacul despre care vă spuneam. Așa arată crengile lui și are floricelele astea. Și mi-aș foarte dori să cred că o să înflorească tot așa. Dacă înflorește așa, nu, eu leșin, eu pic. Sunt niște floricele roz, mov, dar nu am nici cea mai mică idee cum le spune. Sunt frumoase, frumoase și nu e doar asta. Uite mai e una aici. Asta aici, una acolo, păpădii, multe galbene frumoase. Și asta ar fi bucătărioara, neamenajată, nearanjată, deci nu i-am făcut nimic în afară de niște sare, ulei, oțet, dacă vedeți sunt acolo niște sticluțe, o rolă de hârtie și niște chibrituri pe care le-am adus, în rest nu. Cel mult am mai vopsit o chestie pe aici, dar altfel chiar nu, n-am folosit spațiul ăsta. E, ce mă gândeam eu este să dau jos corfurile astea, deci astea nu și-au rostul locul, la fel ăsta de aici, și să pun așa rafturi, multe, cu vase frumoase și să o transform într-o bucătărioară rustică, cu vaze de flori, cu accente de alea decorative, cum îmi plac mie, și să funcționeze foarte bine ca bucătărie, așa cum am spus. Evident, trebuie întâi scos tot de pe aici, curățat. O mătura mai dat-o, dar cam atât, în rest nu ne-am ocupat. Chiuveta în partea asta trebuie conectată cumva mai bine, că am înțeles că sunt niște probleme pe acolo. Sobița asta n-am folosit-o până acum, dar e aici, cred că este și ea utilă. Și e micuță, așa e, na, o bucătărie cu care îți faci treaba până la urmă, dar care cred eu că poate arăta foarte, foarte drăguț dacă o bibilim un pic. Deci asta este printre principalele mele proiecte de viitor, gânduri pe care le am, implică această bucătărioară foarte simpatică. Și acum nu știu dacă ar merge o măsuță instalată pe aici, poate că nu. Scaunele astea mi se par mai mult decât suficiente. Dar așa, ca spațiu, e perfect ok. Nici n-ai nevoie de mai mult. Deva, bă! De lăbuțea la mama, de lăbuțea. Bravo! Noroc. Grasile. Cred că în vreo săptămână așa o să avem și lilia cu floare. El deja e rozaliu, așa că nu mai durează mult. Abia aștept. Cu lămpile. Deci, astea le-am cumpărat în toamna anului trecut. Le-am găsit cu mama la târg. Le-am luat atunci și au stat jumătate de an, s-a pus praful pe ele, n-a avut cine unde să le instaleze. Aici, până de curând, era totul galben, poate și de asta nu le-am instalat, pentru că până n-a venit faimosul domn Florin, care să facă pereții cu alb, am zis că n-are niciun sens să ne ocupăm de chestia asta. După care, poate ați văzut pe Instagram, poate nu, vă zic eu, ne-am ocupat recent să dăm jos aplicele care erau înainte, cele ale foștilor proprietari, și au fost și ele instalate și, din fericire, funcționează, să zic asta, pentru că nu le-am testat la vremea respectivă, parcă nu, le testasem și aveam așa un pic emoții, pentru că mie mi-au plăcut foarte mult, mi se par superbe, vă dau și un zoom, mi se par superbisime, dar dacă nu funcționau, era groasă treaba, sau mă rog, trebuia chemat cineva priceput să umble, un domn să ne vorbească așa cum ne-a făcut domnul cu candelabrele, să ne certe puțin, dar care mă rog, poate că le-ar fi rezolvat până la urmă. Însă ele din fericire funcționează, sunt minunate, au niște detalii, uitați așa să mă mai apropiu puțin, au niște detalii splendide, uitați-vă voi numai acolo ce bibilală este, sunt din bronz, iar bucata aia verde habar n-am ce ar trebui să fie. Dar mă reprezintă mult mai mult, sunt mult mai pe stilul meu decât alea care erau înainte și dacă n-am făcut-o încă, inserez ceva pe aici. Zic așa ca să vedeți ca diferență și au fost la un preț foarte bun. Am dat atunci vreo 300 de lei pe ele, prețul pieței fiind mult peste. Deci modele de genul ăsta am văzut peste 1000 de lei.
că amândouă, că bucata, mă rog, cert este că 150 de lei pentru o chestie de genul ăsta din bronz masiv, atât de frumos lucrată, este pămană. Deci am avut mega baftă cu ele și peretele nu știu dacă va rămâne chiar alb așa, posibil să mai existe niște modificări în timp, dar până una alta e clar înfrumusețat în felul ăsta și mi se pare superb. Și dacă tot am zis de lămpi, de lumini, de aplice, ce vreau să mai facem astăzi și sper să se poată întâmpla, că nu prea ține nimeni, este montajul acestei socoteli pe care nu cred că v-am arătat-o, că, na, dacă n-a fost montată sau dacă v-am arătat-o doar așa să o fi văzut-o din mâna mea, dar parcă nu. Ideea e că am luat asta undeva prin toamnă, când am fost noi pe la depozitele alea de mobile, nu mai știu, în Brașov, parcă, când am luat pe Bufetescu, sau oricum unul dintre drumurile alea. Am făcut în perioada respectivă mai multe drumuri de genul ăsta, pentru că sunt peste tot în țară, sunt astfel de depozite, și găsisem unul. Am și filmat. Dacă nu, atunci am filmat cândva în viitor, dar știu sigur că v-am povestit și am filmat câte ceva. Și după ce ne-am uitat, ne-am învârtit, nu știu cum, la, ultima chestie pe care am văzut, ultima piesă pe care am văzut-o a fost asta, care ar putea duce un pic în zona de spital. Dacă vă uitați doar la globul alb, poate să te ducă cu gândul puțin în partea aia. Însă are bucata de agățare, deci partea asta cu auriu, pe care vă arăt imediat și de aproape, care mi se pare că o scoate din zona aia și o face un pic mai elegantă. N-am montat-o până acum, în principiu pentru că la fel am așteptat cu văruitul, cu toate cele și a rămas undeva pe acolo, cum au rămas și aplicele cu verde. Dar dacă tot de principiu am cam încheiat capitolul ăsta, ar mai fi tapetul ce urmează să se întâmple, dar de principiu am încheiat cu capitolul văruit cel puțin în zona asta, așa încât ar merge schimbată și tot, de vreo câteva săptămâni tot zic, poate schimbăm și noi aia, poate schimbăm și noi aia. Am zis acum, dacă tot e așa frumos afară și mai mult o să stăm afară oricum, măcar să o întind aici, să o am pe canapea, că dacă o văd constant, dacă trec pe lângă ea și o văd constant, pot să insist mai mult pentru instalare. Dacă rămâne undeva într-un dulap sau depozitată, chiar o să uit și o să mai dureze jumătate de ani. Mă rog, inițial m-am gândit că ar merge mai bine pusă în birou, unde am eu instalată cealaltă, unde am instalată cealaltă lustră de genul ăsta, tot de la târg, luată aia cu cristale. Și nu mă gândeam să o înlocuiesc, dar mai este undeva o zonă unde e o ciupercă, tot așa rămasă de la foștii proprietari. Și planul meu cam ăla a fost inițial, dar nu cred că s-ar pupa, zicea și bufantul acum că nu credem că o să meargă, pentru că e mai josă camera. Și asta are vitai atârnachiul. Vedeți? Atârnachiul. Deci se duce foarte mult. Nu că aș da eu cu capul de ea, dar o să piticească foarte mult camera, înălțimea camerei, și nu este cazul acolo. Cred că una care să fie așa mai apropiată de tavan s-ar potrivi mai bine. Prin urmare, cred că pe aici, pe undeva, îi va fi locul până la urmă. Toată treaba este că nu are decât un singur bec. Iată. Vedeți? Nu știu, mie mi-a plăcut așa cum arată. Când am văzut globul ăla uriaș și cu auriu, mi s-a părut foarte frumoasă și mi-ar fi plăcut dacă erau mai multe. Da, fiind vitanj, deci una singură, n-a rămas decât asta. Însă vreau să o inserăm, vreau să o folosim, că de asta am luat-o până la urmă, e păcat de ea, e frumoasă și cred că se va găsi cu siguranță o zonă unde să se potrivească bine și să lumineze frumos chiar și cu un singur bec. Ce gătiți? Ce ne pregătiți? Decopertăm una... Decopertați? Decopertăm. Sunteți pe decopertări? Astăzi, da. Am înțeles. La pizuri cât mai durează? Cât mai bine? Ora, sigur. Sigur? Da. Ce se întâmplă la pizuri în acest moment? Se așteaptă să fermenteze. Da. Ce? Roșile. Ai suflat în el? Te-am văzut. E pe cameră. Ține-mi una, vreți ananas? Instinctiv ai făcut. Probabil. Vreți ananas? E cumva prea fierbinte ananasul? Mhm. Frijet. Frige, nu frige. Frigi. Mhm. Cred că cineva aici vrea ananas. După ce mâncăm ăsta, montezi și mie lampa, te rog? Lustra? Poate. Te rog? Poate. Te rog frumos? Poate. Te rog? Poate. Te rog? Uite-te tu cum s-a gândit să se așeze. Și s-a așezat cu fundul pe antebrațul meu și s-a arce la cap. Meu. 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 Cred că aici. Sacrificăm două becuri. O să rămână doar unul.
Aici avem nu punga cu pungi, ci punga cu becuri, unde există o colecție foarte vastă din astea pe lume. Avem pe rotund, avem cu xenon. Nu, o lăsă la mașină. La mașină? Da. E ok. Mă rog. Nu știu. Deci, astea cum se numesc? LED. LED. Iată. E bine. Cu ce vă ajut? Spuneți. Lăsați-mă să le găbătă. Pânga asta. E bine, da. E un pic mai jos decât... E mai jos. Destul de mult. Are mic. Da, de fapt, da. Gândește că... Dar nu e bine. E foarte jos. Dar nu, dar stai un pic. Nu putem să mai scoatem din acele zale, din acele chestii. Mai scoatem câteva și o ridicăm puțin, că... Măcar până una alta, pentru că eu cred că ea la bucătărie va merge până la urmă. Păi, dacă păi da, dar mai avem un an până ne apucăm de bucătărie. Până atunci putem să o punem aici. Iubita mea. Da, dragule. Dacă o... Tăiem. Da, dar nu tăiem. Nu tăiem, doar îi scoatem din zalele alea. Nu poți să-i scoți din zale. Trebuie să fie zalele de aceeași lungime cu firul. Păi firul îl încolăcim. Îl învârtim un pic mai mult în jurul trebii. Arată foarte aiurea. Nu o să arată aiurea, hai să încercăm măcar. Hai să vedem cum arată. Dacă arată aiurea, arată aiurea, dar poate n-arată aiurea, nu? Zic și eu, nu? Acolo e mai înaltă cameră pe aici. Unde acolo? Unde e mic. Păi da, doar nu dau candelabrele jos ca să pun bubroiul de spital. O să-l chemăm pe lumea o... Electrician? Cam așa, da. Cred că cam așa. Hai să le arăt și lor să vadă problema. Iete care e buba. Deci este unul la mână la firul și după ce îi punem și guguloiul alb, efectiv dăm capul de el. Deci cred că până și eu o să dau capul de el fiind aceasta înaltă. Eu zic să lăsăm așa. Să nu tăiem, să nu scoatem din zale, pentru că va trebui să tăiem și firul. Și o să arăt ură dacă îl încurcești. Așa că... Îl punem în bucătărie? Păi da, mai bine îl punem în bucătărie. Păi mi-l pui în bucătărie? Păi îl pun în bucătărie, dar nu o să-l pun acum pentru că nu ajung cu scara. Trebuie o scară mai înaltă. Știi de grădină? Și tu? Imaginează-ți dacă trebuia să-l pui tu. Cum era? Dar sunt pitic de bucătărie. Am înțeles. Mi-l puneam în urechi. Chiar dacă am 1,82 m. Atât! Trebuia să ne informeze mă ce înălțime are el. Ne-ai rupt! Bine. Da, bine, deci hai că pe asta am rezolvat-o. Gazon? Da. Aici și este zona de operat, care a fost cheală de la începuturile începuturilor. Zona aia acolo așa era verde și a crescut, s-a făcut frumoasă, era chiar și acolo în timpul iernii, dar între timp s-a făcut frumoasă. Aici așa nu știu exact care a fost intenția, ce a vrut autorul să spună cu bucata asta de lemn, probabil tot o zonă așa amenajată, mult spus amenajat, ce am făcut noi acum, că e o măsuță. Dar cred că s-a intenționat un scăunete, o măsuță, o chestie decorativă acolo și aici a rămas așa. Și am zis că poate merge și aici, pus niște gazon ca să nu mai fie chel. Drept urmare, avem greblă. Și pe aici la fel, iată, de acolo începe verziciunea și florile, plantele, dar încoa, piu, chel. Niște varză nu punem și noi? Niște varză? Ceapă! O ceapă, o roșioară! Se mânci! Se mâncă! Monday morning blues, I open my eyes. And I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything under the sky so blue. Aș tăia zambilele astea care sunt la pământ. Tăile. Că oricum sunt degeaba. Păi da, asta mă gândeam. Că uite cum stau. Nici nu se văd. Și asta. Să le pun într-o văzucă.
ceva? Up with you in my arms, I've got it all and nothing's amiss. Everything is beautiful. Sunday morning snooze with breakfast in bed, and I listen to the song in my head. It sings of you and the things that you do, 'cause you're everything. O portocală totală, în ciuda faptului că eu mai degrabă simt gust de pizza acum decât de portocală. Am linșat-o, am isprăvit-o, deci gata, ce a mai rămas de ieri este istorie deja, că n-am putut să o finalizez, să o mănânc pe toată. Practic au ieșit 4 pizze, să zic așa, din tot aluatul ăla pe care l-a pregătit. Pentru 2, aluatul este încă în frigider, deci urmează să se întâmple, dacă nu astăzi, mâine cu siguranță o să mai fie niște pizza în derulare.
Iar acum ne cântă Lemo. O să vă rog să faceți abstracție de ea, că cred că v-ați lămurit de atâția ani că nu am ce să le fac. Când au ei ceva de zis, o să zică. Așa, deci avem două pizza în frigider și două s-au făcut și s-au mâncat. El, bineînțeles, că a mâncat-o pe toată deodată, dar pentru mine este un pic cam mult, așa că am mâncat ieri jumătate și astăzi am terminat-o și a fost delicioasă. Rețeta, cred că v-am dat-o acum câteva luni, în cazul în care interesează pe cineva. Cred că v-am dat-o acum câteva luni, totul e făcut în casă, inclusiv aluatul, și toppingurile alea ce punem pe deasupra variază în funcție de ce mănâncă fiecare. El, de exemplu, își face cu mozzarella, mie îmi pune cu tofu de la de-al meu, în rest este exact același lucru, nu pune ou în aluat, cred că o linguriță de miere este, drojdie, făină, chestii de genul ăsta, dar v-am zis, cred că v-am dat rețeta de atunci, foarte bună, fragedă, moale, pufos, aluatul ăla acolo, a ieșit nemaipomenit. Și ziua de ieri a fost nemaipomenită cu totul. Aveam așa starea aia de hygge-hygge după ce am mâncat și am zăcut afară aproape până când s-a întunecat. N-am mai vorbit cu voi tocmai pentru că era așa de bine și mă simțeam așa de bine și era așa liniște, nu ciripeau decât păsărelele, câinii care mai lătrau și în rest, na, mașinile care trec, dar în afară de asta, liniște totală, n-a fost nicio petrecere, n-a fost niciun chef, ceva de genul că în weekend se mai întâmplă, dar nu. A fost chiar foarte, foarte bine și cald, superb, deci absolut superb a fost weekendul. Și am stat așa și ne uitam că era copacul ăla pe care cred că l-ați văzut, am filmat și un reel, e pe Insta, sigur, e pe Insta când vedeți voi vlogul ăsta. Dar am zis, dacă tot am așezat așa frumos acolo și am să mâncăm afară, hai să fac și un reel drăguț, adică un video din ăla scurt așa, să postez și pe Instagram, că nu toată lumea este aici, nu toată lumea este acolo și chiar mi s-a părut că e un cadru drăguț care merge imortalizat. Așa că am așezat acolo masa cu scaune, cu toate cele. Am apucat cu ocazia asta să folosesc și dintre ultimele achiziții de la târg, anume vasele alea, dacă v-ați uitat cu vreo două vloguri când am fost și v-am arătat cu ce m-am întors. Țineți minte că luasem niște vase așa din metal argintat cu piciorușe și vă ziceam eu că, hei, uite ce baby văsuțe am găsit aici și eram tare încântată de ele. Și chiar m-am gândit ca ce să le folosesc pe post, de ce... Zic, solniță, piperniță și după aia m-a bușit, stai mă, că astea merg super bine pentru a pune sosul de roșii. Și mi s-au părut absolut adorabil, arătau atât de bine și chiar le-am scos fața, bine, bine de tot, că erau negre la momentul la care le-am cumpărat. În general, metalul argintat sau chiar argintul, știți și voi, că oxidează și se întâmplă chestia asta, dar curățate bine de tot, cu bicarbonat de sodiu, cu apă, cu tehnica aia mea, cu folia de aluminiu, a mea, aia pe care o folosesc eu, că și eu am învățat-o de la alții. Le-am scos fața și arată super bine și le-am așteptat acolo pe masă, a fost chiar foarte, foarte drăguț, cu flori, cu toate cele, cu o văzucă, vaza aia tot de la târg am luat-o, deci uite, am apucat să mă bucur și de ele și a fost minunat, curge din copacul ăla care era deasupra noastră, e de la vecini, cum v-am zis, deci nu e al nostru ăla. Dar crengile le are 80% revărsate la noi și curge din el, doamne, zici că este nins. Mă mai uit câteodată pe camere, pe camerele de supraveghere și îmi amintește atât de mult peisajul văzut de la distanță, normal, îmi amintește atât de mult de zilele alea în care a fost zăpadă, pentru că era aproape la fel de alb. Adică acum este aproape la fel de alb pe cât era atunci, tocmai pentru că sunt copaci înfloriți atât de frumos și arată senzațional. Și pe măsură ce bate vântul, se scutură floricelele alea. Și chiar dacă nu vreau să chelească, arată mult prea frumos. Nu știu cum o să fie la vară, dar acum e perioada mea preferată, clar, aici. Chiar dacă nu vreau să se scuture cu tot, în momentul în care bate vântul și se simte și mireasma aia copacilor și vezi cum curg petale, petale, petale din ei, băi, nu știu ce e mai frumos, nu știu, sau poate că sunt eu foarte îndrăgostită de loc și de natură în perioada asta, dar așa cum v-am zis, cred, în vlogul anterior, efectiv simt că renasc odată cu anotimpul. Deci weekendul senzațional și mă uitam acum pe ceva ce nu o să vă arăt în totalitate, dar cred că e o fotografie, ar fi una sau două pe care vi le pot arăta. Când a venit mama cu frate meu, mi-a adus un album cu niște fotografii pe care nu le-am văzut, 80% nu le-am văzut niciodată. Deci le-a ținut undeva, mi-a și zis că le-a ținut undeva bine. Nu mi le-a arătat niciodată, n-am știut că există și în momentul în care m-am uitat la ele și mi le-a dat, nu știu cum să vă descriu,
Știi, noi trăim într-o epocă în care totul este imortalizat. E foarte simplu să faci o fotografie, avem majoritatea catraliarde de filmulețe și videoclipuri și înregistrări în telefon. Fotografii printate mai rar, majoritatea nu le mai scoatem, scrisori iarăși nu mai există, dar ce vreau să zic este că totul este foarte ușor de captat, de imortalizat. Pe vremea părinților noștri nu era așa și pe vremea noastră în majoritate, că mă mai uit și eu pe la statisticile alea, nu prea se uită la mine copiii care sunt în generală și care au crescut cu ele și habar n-au despre ce vorbesc eu acum. Și dacă se uită, să fiți sănătoși și frumoși și sunteți bineveniți. Dar în majoritate sunt fete, femei, cam în jurul vârstei mele, cam pe acolo. Suntem, desigur, binevenit oricine are intenții bune. Și pentru majoritatea ne amintim că nu aveai telefonul să faci poză la, nu știu, nu-ți bâzâia WhatsApp-ul când vorbeai pe cameră. Ce cameră? Despre ce vorbim? Mulți dintre noi poate că n-am avut niște televizoare color la o vreme, astfel încât, cel puțin în cazul părinților mei, fotografiile pe care le am cu ei sunt puține. Fotografiile cu mine de când eram copil sunt puține, dar nu cu mine mă interesează, că pe mine mă știu cât de cât. Dar fotografii cu ei, în momentul în care văd fotografii cu ei, momentele astea în care sunt unele pe care nu le-am mai văzut niciodată sunt extrem de rare, sunt rarisime. Ultima dată când s-a întâmplat asta, cred că eram în liceu. În rest, doar așa, să fie fotografii cu ei pe la neamurile noastre de până alt oraș sau, nu știu, rămase pe la prietenii lor de când erau și mai tineri. Eu îi văd tineri și acum. Dar altfel, știu toate pozele, tot o parte dintre ele le-am și luat, când mă mai duce pe la Buzău, văd ce mai pot să mai confisc de pe acolo. Așa că, în momentul în care am deschis albumul și sunt poze de la cununie cu ai mei, mă uit și, mamă, este o poză de cuplu, să zic așa, cu mama și cu tata dansând, portret, și se uitam amândoi la cameră și asta mă, deci mă furnică. În momentul în care o văd și îmi dau seama cât de mult seamăn cu tata, Iisuse, parcă mă văd pe mine, deci dacă l-am vopsit roșcat, tata are părul negru ca abanos, dar negru, și ochii albaștri, de 10 ori mai albaștri ca ai mei și de 10 ori mai închis părul decât al meu, și o piele foarte albă, este albă ca zăpadul, cred că am mai făcut eu miștul ăsta cu voi. Eu nu l-am moștenit nici exact culoarea părului, nici exact culoarea ochii, nici pe mama n-am moștenit, ochii mei sunt dintr-un cu totul alt registru, ai mei au alt albastru. Dacă mă uit la poze, la trăsături așa, la pomeți, la ochi, la nas, la buze, tata, toată. Și să-i văd pe ai mei la vârsta asta, sunt poze cu mama din liceu, sunt poze de la cununia lor, poze cu mama copil, poze cu mine de când eram copil, doamne, cu mine, cu mătușa mea. E o chestie absolut ireală, pentru că sunt lucruri pe care eu n-am unde să le văd în altă parte. Sunt amintirile lor la care eu nu am cum să am acces vreodată, pentru că nu sunt imortalizate. Eu nu i-am cunoscut pe ai mei în forma asta. Și uite că totuși așa cum e mama, cum e tata, cum sunt ei acum cu ochelari și, na, evident că se lasă pielea, îți apar riduri, se schimbă vocea, albesc, încărunțesc și așa mai departe. Uite că au fost și ei odată tineri, mai tineri decât sunt acum. De exemplu, uite aici o fotografie, dacă vreți. Uite, nu știu cât de bine se vede, nici nu vreau să vadă extraordinar, că știți voi cum sunt eu. Dar uite, ăștia sunt părinții mei în poza asta. Nu vă așteptați acum să fi fost portrete, dar vă zic eu. Deci chestia asta fără coc, fără roșu, așa, este fix taică-mi. Și să vă mai arăt una cu mine de când eram copil. Copil! Uite-mă, acolo eram în brațele mătușii mele, care era foarte încântată de nepoată. Uite, nepoata n-avea păr! Și bineînțeles, poze alb-negru, cum erau pe vremea aia, cu hăinuțe tricotate, aveam scutece de cârpă, că nu puteai vorbi despre pamper. Ce pamper? Și mai îmi povestesc că stăteau la coadă, la lapte și așteptau să cumpere una alta și nu se găseau de niciunele. Și mi-aduc aminte unele chestii, să știți că mi le amintesc și eu. Uite, nimeni nu ține minte de treaba asta, câteodată am senzația că am visat-o eu, nu e ceva important, dar zic așa. Și amintește cineva iaurturile Vițeluș? Erau niște iaurturi, parcă le văd, cu ambalaj galben și ceva verde parc. Și exact așa se numeau Vițeluși. Și erau parcă un vițel desenat pe ambalaj. Și mi-aduc aminte că mâncam iaurtul ăla cu zahăr, pentru că n-aveam dulce, fie că n-aveam în casă, fie că n-aveam bani, fie că, efectiv, mi-era poftă de ceva dulce și n-aveam ce mânca atunci.
Și aveam iaurturile alea, cumpăram iaurturi din alea și îmi puneam zahăr în ele, amestecam bine tot și mâncam iaurtul ăla vițeluș. Și cu oricâte persoane am vorbit despre chestia asta și încercând eu să găsesc pe unul care știe de vițeluș, păi nimeni n-a auzit de vițeluș. Nu știu, a fost doar la Buzău, dar mi-e greu să cred că era rețeaua de distribuție doar acolo. Bufantul habar n-are, zic de vițeluș, se uită la mine ca la un vițeluș, deci nu înțelege nimeni, nu știe nimeni de vițeluș. Și știți ce mai mâncam tot așa în situații de astea în care n-aveam? Pe pâine puneam margarină, bunica mea făcea asta, cu cacao, praf de cacao efectiv și cu zahăr. Și se topea de multe ori cacao aia și cu zahărul, se topea, se ducea în margarină și ieșea ca un fel de cremă. Și o mâncam pe pâine, era un soi de mult pus Nutella, dar era o chestie de genul ăsta, era dulce și mâncam la de-aia, vă dați seama ce bombă calorică, deci pâine cu margarină, cu zahăr și cu cacao, ceva, dar nu știam pe vreme, nici nu m-a interesat, nu știu, și acum cred că sunt zeci de ani de când n-am mai mâncat chestia asta, dar dacă ar mai fi făcută așa cum era, cred că aș mânca o cu o poftă, aș mânca o pâine întreagă în felul ăsta și poate chiar, uite, poate chiar o să-mi fac într-un punct, dar nu o să mai bage la gust și nu o să mai bage la farmec și cu siguranță nu o să o mai simt la fel, așa cum multe lucruri nu le mai simt la fel. Da, am alunecat un pic în năbutoiu cu nostalgie văzând albumul ăsta. Singurul lucru pe care mi-l aduc aminte de aici este fix albumul. Deci mi-aduc aminte că l-avea mama prin casă, ăsta cu turnul, dar pozele din interior nu le-am văzut niciodată. Și mă crucesc uitându-mă la ele, tocmai pentru că le simt atât de apropiate, dar totuși atât de străine. Mă fac înțeleasă cât de cât? Da, gânduri de om care înaintează. Sper că în vârstă și sper că în bine și în înțelepciune și, mă rog, că se mai ia și se transmite și la alții cât de cât. O să încheiem aici așadar vlogul nostru protocaliu, care sper eu că a fost relaxant pentru voi. Eu așa l-am simțit în totalitate, chiar dacă n-am hălăduit, nu ne-am plimbat, n-am cumpărat, n-am avut activități de astea prea excentrice sau de ieșit în lume, dar eu sunt din ce în ce mai confortabilă cu stilul ăsta de viață liniștit, așezat, acest slow living, dacă vreți. E iarăși un, nu știu dacă e trend, că e de multă vreme, dar îl văd din ce în ce mai despopularizat în afară și exact așa îi zic ăștia, slow living, adică în tihnă, știi, să te bucuri de lucruri, să te bucuri așa de ce ai în jurul tău, fără alergătură, fără un stil de viață care e perfect ok, admir oamenii care pot să facă asta, poate că l-am avut și eu într-un punct, lemolare chiar și acum după cum auzit, dar în clipa asta așa mi este bine și liniștea pe care o simt eu îmi doresc din suflet să o transmit către voi, tocmai prin, nu știu, poate plictiseala, rutina asta, băltitul ăsta în care mă scald, dar care este atât de reconfortant și de cald și prietenos și îl simt ca pe o îmbrățișare caldă, ceea ce îmi doresc întotdeauna să vă transmit. Bun. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc tare, tare mult că sunteți cu mine. Vă aștept vineri. Avem planuri pentru vineri. Poate avem și... De fapt, ia să tac eu din gură. S-ar putea să avem niște chestii vineri, zicem mai bine așa. Vineri de la ora 7 aici și sunt cu voi. Până atunci, dacă aveți plăcerea să vedeți și reel-ul pe Insta pe acolo, m-aș foarte bucura să știu cum vi s-a părut. Vă pup cu tot dragul, mulțumesc din suflet, săptămână ușoară să aveți. Pa!